Bine ați venit pe canalul Prețuri la zi. Astăzi pregătim împreună noi mâncăruri și vă dau și vouă idei de gătit din cumpărăturile pe care le facem. De la piață am cumpărat fasole boabe din care voi pregăti fasole cu afumătură. Pe scurt am fiert fasolea, eu o scurt de 2-3 ori. Cu o zi înainte, am fiert afumătura. Am fiert-o până a căzut carnea de pe os. Apoi am călit ceapă cu ardei capia, am adăugat bulion și le las să fiarbă împreună la foc mic până se îmbină aromele. La final adaug pătrunjel verde. Aceasta este prima idee de gătit. Rămâneți alături de noi pentru următoarele. A doua idee, ciuperci la cuptor cu ouă de prepeliță. Ciupercile le-am cumpărat din Carrefour, iar ouăle de la piață. Am curățat ciupercile, apoi am adăugat câte un ou și condimente după gust. Ciupercile sunt în cuptor, iar între timp pregătesc picăței de pasăre la ceaun. Arată delicios. La cuptor avem plăcintă cu brânză și stafide. Mulțumim pentru vizionare. Pe data viitoare!